Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Adrian Blăjuță, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și să vorbim despre subiecte de actualitate, despre viața noastră de credință. Și cred că subiectul pe care îl vom dezbate, îl vom discuta astăzi, în cadrul acestei ediții, este unul frumos. La sfârșitul lunii ianuarie, anul acesta, în Panama, a avut loc o întâlnire specială cu tinerii catolici din întreaga lume. A fost cea de-a 34-a zi sau întâlnire mondială a tineretului catolic și la această întâlnire au participat sute de mii de pelerini, tineri din întreaga lume. Au fost și preoți, mii de episcopi și, bineînțeles, și din România a participat o delegație, tineri, entuziaști, au mers, s-au întors acasă și ne-au împărtășit, ne-au vorbit despre această atmosferă pe care au trăit-o în Panama. Doi dintre acești pelerini îi avem astăzi alături de noi și le mulțumesc că au acceptat invitația mea. Alături de noi este părintele Felix Roca, responsabil național al Oficiului pentru Pastorația Tineretului. Bun venit, părinte! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! O avem alături de noi și pe Maria Valeria Baciu, o tânără entuziastă și aproape de viața bisericii. Bun venit! Mulțumesc! Bine v-am găsit! Și vrem să vorbim tocmai despre această întâlnire, să vorbim despre semnificațiile acestei întâlniri, cum a apărut ea, care a fost contextul, cine a avut ideea acestei întâlniri, dar și ce găsiți, ce se poate întâlni la o astfel de întâlnire. De aceea m-aș îndrepta la începutul discuției noastre către Părintele Felix și l-aș ruga să ne reamintească cum a apărut această idee a unei zile mondiale a tineretului. Fără să facem o lecție de istorie, deși se cuvine să facem puțină istorie, spuneați că în Panama a fost a 34-a ediție acestei întâlniri, Zilei Mondiale a Tineretului. Asta înseamnă că deja are o istorie, o întâlnire, o sărbătoare dorită de Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea. În 1984 era un an sfânt pentru biserică, un an deosebit, era și anul tineretului dorit de Națiunile Unite, și Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, Papa Ioan Paul al II-lea de atunci, le-a spus tinerilor, ce-ar fi ca anul viitor, în 1985, să ne întâlnim aici, în piața San Pietro, la Roma, să ne întâlnim în Duminica Florilor și a invitat pe tinerii, în special din Italia, care erau mai aproape. A avut marea surpriză să fie o participare extraordinară. Au fost, la un simplu apel, peste 300.000 de tineri la această întâlnire ad hoc, așa, simplă de tot. Și atunci Sfântul Ioan Paul al II-lea a avut, zic eu, marea intuiție providențială, e clar că a fost mâna lui Dumnezeu, și în luna noiembrie acelui an, dacă nu greșesc, a instituit ca în fiecare Duminica Florilor să se celebreze Ziua Mondială a Tineretului. Apoi, ulterior, a dorit ca odată la 2 și apoi 3 ani să fie o întâlnire mondială într-un colț al lumii, într-o capitală, nu numai într-o capitală, într-un oraș, odată la 2-3 ani să vină tinerii din lumea întreagă. Și iată, din acel an, 1984-1985, până în acest an, continuă să fie această întâlnire dorită de Sfântul Ioan Paul al II-lea. Și iată-ne deja la cea de-a 34-a întâlnire de acest gen. Am ajuns anul acesta în Panama. Ne poți spune un pic despre perioada în care s-a desfășurat această întâlnire, care a fost tema întâlnirii de anul acesta? Desigur. Noi am plecat de pe 16 ianuarie și evenimentul s-a încheiat pe 28 ianuarie. În această perioadă a fost atât evenimente care s-au ținut în diecezele locale, cât și marele eveniment cu întâlnirea cu Papa în capitala din Panama City. Și am vorbit și cu preoții. Noi avem în Panama preoți din dieceza de Iași care activează acolo și părintele Bartolomeu Blaj, care ne-a mărturisit, la fel și părintele Roberto Ștefan, care activează acolo și ne-a împărtășit ce bucurie au simțit ei primindu-vă, întâlnindu-vă și au vrut să vă ofere așa o ospitalitate frumoasă acolo. A fost impresionant pentru că noi am spus plecăm din România, mergem
mergem departe. În Panama nu e chiar atât de aproape. Și totuși acolo, efectiv, ne-am simțit acasă pentru că am fost primiți într-o parohie a cărei păstor este un preot român. Iar în parohia vicină este un alt preot român. A fost cu adevărat impresionant. Se vede cum legăturile acestea de credință, de prietenie, dăinuie dincolo de kilometri. Și părintele, mai ales Blaj Bartolomeu, parhul acelei comunități, ne-a primit cu întreaga comunitate într-un mod extraordinar. E de ajuns să ne gândim că fiecare tânăr a stat într-o familie, doi sau trei în funcție, am fost numiți de familie, au deschis casele, nu știau cine va veni la ei, poate știau la un moment dat că vom fi din România, dar au deschis casele lor, ne-au primit acolo, ne-au pregătit programe extraordinare și toate sub o marcă extraordinară, ospitalitatea poporului din Panama și credința lor, bineînțeles. De obicei, o astfel de întâlnire adună foarte mulți tineri, de ordinul milioanelor de tineri. Știu că în Panama situația este și un statuleț, aș putea să spun, destul de mic și nu a oferit sau nu avea posibilitatea să găzduiască foarte mulți tineri, dar cu toate acestea, și din România au participat mai multe persoane. Știu că sunt 44 de persoane. Din cine a fost formată această delegație din România? A fost o delegație, în această mare mulțime a tinerilor care au venit din toată lumea. Spuneați de cifre, poate cifrele nu sunt reprezentative, dar pentru un stat cum este Panama, un stat mititel, au făcut eforturi extraordinare să primească. La celebrare finală au fost aproape 800.000, dacă nu greșesc, 800.000 de pelerini. Pentru un stat cum este Panama, chiar a fost destul de mult, dar s-a organizat și inima lor mare le-a dat forța să organizeze această întâlnire. Dacă facem comparații cu 4 milioane care au fost la Manila sau aproape 3 milioane în Cracovia, nu e cazul de comparație, pentru că cu același entuziasm ei s-au pregătit să ne primească pe noi toți, cei care eram din toată lumea, inclusiv din România, 40 și ceva de persoane, tineri, bineînțeles, în primul rând, preoți care i-au însoțit, un episcop a fost cu noi, preasfințitul Laszlo Böcskei, episcopul romano-catolic de Oradea, care a ținut și catehezele în limba română, celebrări în limba română. Iată cum în această mare familie a Bisericii Universale a fost loc și pentru specificul grupurilor. Și un lucru care aș vrea să-l specific și de care, într-un fel, sunt mândru, a fost și trei voluntari români. Au fost câteva mii de voluntari, un astfel de eveniment are nevoie de voluntari și trei tineri din România au dorit să participe și să ajute în privința asta. Valeria, ne-ai amintit deja despre anumite aspecte din programul acestei întâlniri. Ne poți detalia un pic să ne amintești cam cum s-au desfășurat aceste zile în Panama? Da. Noi cum am ajuns din start, eram la graniță și o mulțime așa de tineri cu chitări, toți îmbrăcați într-un mod tipic de Ziua Mondială a Tineretului și ne-au primit cu cântece, cu căldură, cu îmbrățișări, chiar dacă nu ne-am mai văzut. Și pentru mine a fost wow, ce se întâmplă aici. Și din start de atunci au decurs multe activități, atât în cadrul bisericii, pentru că au fost catehezele, au fost întâlniri și culturale în care ne cunoșteam cu tinerii de acolo și cu alți tineri care veneau din alte părți ale lumii. Și diversitatea asta în Dumnezeu, cu spiritul acesta creștin, m-a făcut să mă simt foarte acasă, foarte în largul meu. Și chiar dacă nu cunoșteam limba spaniolă, am început să ne înțelegem un pic cu engleza, un pic cu spaniola și a fost foarte, foarte frumos. Oricum și spiritul panamezilor, acelor din America Latina, noi știm că este foarte dezinvolt, așa mai diferit, da. Cântă. De fapt, și Valeria nu se laudă de la a treia, a patra zi, am auzit-o vorbind în spaniolă, deci da, am orientat destul de bine. Oricum, cred că ați învățat limba Duhului Sfânt, limba iubirii, pentru că aceasta se vorbește și se poate înțelege de către toți cei care, aflându-vă, pentru că asta a fost un mod de a vă întâlni, tineri, împreună cu păstori, cu episcop, preoți, dar sub privirile lui Dumnezeu, lui Isus. Și tema acestei întâlniri e una specială, Părinte Felix, dacă ne amintim un pic despre
tema acestei întâlniri, cred că ne pune și sub privirile Sfintei Fecioare Maria. Exact, exact. Sfântul Părinte, atât Ioan Paul al II-lea, cât și Papa Benedict și acum Papa Francis, au fost tot timpul Sfinții Părinți Papii cei care au ales temele pentru zilele mondiale ale tineretului, pentru tinerii din lumea întreagă. Și iată, și pentru această zi mondială a 34 a fost Papa Francis care a dorit această temă, referitoare, bineînțeles, la Sfânta Fecioară Maria. Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Un lucru primul care ne spune că Sfânta Fecioară Maria, de multe ori ne imaginăm, bine, este Sfântă, este mama lui Iisus, este mama lui Dumnezeu, dar a fost o tânără. Nu avem date certe, dar ne spune la 14, 15, 16 ani a auzit glasul lui Dumnezeu, i-a spus da lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea Sfânta Fecioară Maria este un exemplu pentru tineri și propus și de Sfântul Părinte care a avut grijă pe parcursul acestui eveniment să pună în fața tinerilor pe Sfânta Fecioară Maria care i-a spus da lui Dumnezeu. Deci o tânără care a încercat să-și organizeze viața, să facă pașii necesari ca să fie împlinită, dar cu o singură condiție, să asculte mereu glasul lui Dumnezeu. Și deja asta spune foarte mult tinerilor noștri. M-aș îndrepta spre Valeria, văd entuziasmul tău, cred că acum prin discuția noastră ai mers înapoi în Panama și ți-aduce aminte de acel moment, de atmosferă de acolo și v-aș întreba nu numai pe tine, Valeria, dar și pe Părintele Felix, ce v-a impresionat anul acesta într-un mod special la această întâlnire? Care au fost momentele sau ceva care v-a rămas la inimă? Da, acum în timp ce vorbeam, Părintele Felix, îmi aminteam de mesajul Papei. Bine, au fost mai multe mesaje, dar în ziua de azi, noi tinerii vedem foarte mult, admirăm influencerii sau figura asta de a fi cunoscut și că poți influența persoanele din jurul tău și prin vloguri, prin internet. Mesajul Papei a fost, am rămas așa impresionată pentru că ne-a spus că și Maria a fost un influencer și chiar a fost influencer important pentru că a fost influencerul lui Dumnezeu și ne-a provocat pe noi, dar cu foarte multă încredere, asta este ceea ce am remarcat prin toate mesajele de cum a venit și ne-a întâmpinat, să fim influenceri transmițând mesajul lui Dumnezeu prin viața noastră de zi cu zi și noi ca tineri și nu tot timpul suntem curajați, el, nu știu, mi-a dat foarte multă încredere să am curajul să mă implic, să-mi caut vocația, să spun da Domnului, să am încredere în Iisus și să las ca prin mine să poată să împărtășesc bucuria, cum este acum, bucuria Zilei Mondiale a Tineretului, dar și bucuria a lui Dumnezeu, să fiu fiica lui și de asta poate să se răspândească cât mai mult în jurul nostru. Tocmai să-ți manifesti credința, cred că e un lucru extraordinar în preajma atâtor tineri, pe străzile din Panama, împreună cu atâția și atâția tineri din toată lumea, într-un context în care, Părinte Felix, mulți tineri ne spun și nouă că în mediul lor, în grupul de prieteni, la școală, e destul de greu să-ți manifesti credința, pentru că ești luat așa la întrebări sau de multe ori etichetat și văzut altfel. Și modul ăsta, mi-aduc aminte, spuneau mulți tineri, să fiu acolo, să mă întâlnesc cu alții și să pot să strig pe străzile alea în gura mare, da, sunt creștin și să ne salutăm unii pe alții, chiar cu salutul lăudat să fie Iisus în diferite limbi. Părinte Felix, da, e o atmosferă extraordinară la Ziua Mondială a Tineret. De fapt, este o atmosferă unică pentru că este mult entuziasm, multă bucurie, multă dorință de a cunoaște pe ceilalți și, într-adevăr, poate pentru un tânăr, într-un astfel de context, e foarte ușor să spună da, cred, mă rog. Problema intervine atunci când, întorcându-se acasă, la locul de muncă, la facultate, la școală, cadrul nu este același. Pe de altă parte, cred că pentru noi, spunem noi, lumea adultă, e foarte important și ce ochelari ne punem pentru a vedea realitatea tinerilor, pentru că putem să vedem doar tinerii care
între ghimele, fac probleme și să ne vedem pe tinerii care se implică atât de mult în voluntariat, în activități sociale, în credință, în trăirea credinței și așa mai departe. Sunt foarte mulți tineri care fac lucrul acesta și care au nevoie de încurajare. Valeria a specificat lucrul acesta, cât de mult ajută un tânăr, este ajutat un tânăr să spună că cineva și nu oricine, Sfântul Părinte, Papa Francis, sau spunem un episcop, un preot, un profesor, spune am încredere în tine, știu că ești pe drum, mai faci și greșeli într-un alt context. Papa Francis spunea, tinere, fac și boacăne. Toți am făcut boacăne, apostolii au făcut boacăne. Dacă vedem doar boacănele, nu ajungem nicăieri. Dar să spun unui tânăr, am încredere în tine. Cred că viitorul tău spune foarte mult. Și iar un mesaj extraordinar, că tot se vorbeam la liturghia de final, Sfântul Părinte a spus un lucru care mie mi se pare foarte important pentru toate instituțiile, pentru guverne, pentru state, pentru biserică. Tinerii nu sunt doar viitorul, pentru că dacă sunt viitorul, vor fi ulterior, cândva. Tinerii sunt acum, acumul lui Dumnezeu, spunea Sfântul Părinte, sunt acum și noi trebuie să lucrăm cu ei, trebuie să îi întâlnim, să le dăm această încredere. E un mesaj extraordinar care ar trebui să ne ajute să convertim, să ne convertim în ceea ce privește raportul nostru cu tinerii. Priveam spre întâlnirea de la Panama, mi-aș fi dorit să merg și eu, am mai participat și eu la alte întâlniri ale mondiale ale tineretului și priveam așa cu o invidie sfântă, pot să spun așa, la faptul că voi erați acolo, primeam mesaje și prin rețelele de socializare, erau tineri și din alte țări care puneau aceste mesaje cheie, noi suntem acum și erau așa entuziasmați și distribuiau aceste mesaje și prin intermediul social media, aceste mesaje s-au răspândit în toată lumea, pentru că tinerii doresc să și împărtășească și rămânem impresionați cum ei totuși au această dorință de a oferi și altora, să nu țină doar pentru ei aceste mesaje, aceste îndemnuri, emoțiile, sentimentele pe care le au. Pentru că stau și mă întreb, sunt mulți care nu prea participă la Sfânta Liturghie. Spun că e plictisitoare, e greu să stau o oră, două ore la liturghie. Nu știu, mă refer la Biserica Catolică sau Biserica Ortodoxă, să nu este. Dar totuși vedem că tinerii participă. Participă și la liturghie, participă la rugăciune și se vede entuziasmul acestora. Se vede entuziasmul. Pentru mine a fost ca un impuls sau ca o reîntoarcere la Dumnezeu, pentru că de când am ajuns în țară, nu știu, mi-a venit mult mai mult dorința și chiar aveam încrederea să mă implic mai mult și nu numai atât, dar ne-am mai și căutat cei care am fost tinerii care au plecat din România. Am menținut o legătură și acum ne vedem și încercăm să construim ceva în micul nostru, dar e ceva care, chiar dacă nu e zi de zi, dar mai sunt mici întâlniri în țară, între noi, în care încercăm să construim această comunitate de care avem nevoie, să ne sprijinim atunci când mai cădem jos sau, și să ne ridicăm. Și asta e frumos că se poate și aici, acum și e... Valeria, aș rămâne tocmai la ideea aceasta. Văd așa dorința, nu, de a participa. Dar cum a venit o tânără ca tine? Cum de s-a hotărât să meargă la o astfel de întâlnire cu Papa Francisc și cu ceilalți tineri din întreaga lume? Da, eu știam de acest eveniment, desigur, dar acum 2-3 ani, când a fost în Cracovia ZMT-ul, eu eram plecată și aveam această invidie pozitivă, să zicem așa, da, pentru că ziceam, vai, cum am putut să ratez așa ceva, și am spus că neapărat vreau să merg la următoarea întâlnire și am plecat cu dorința asta, care încetul cu încetul s-a înrădăcinat și s-a făcut posibilă să fie în realitate. Și ați ajuns din nou, Părinte Felix, ai fost mai des în preajma Papei, dar, nu știu, cred că pentru tine a fost prima dată. Da. Cum v-ați simțit în preajma Papei Francisc? Pentru că noi vrem așa să simțim această emoție, pentru că va fi și la noi, îl vom primi la noi, în România, și la ea, și de aceea vrem să ne pregătim un pic pentru Eu aș lăsa pe Valeria să răspundă mai întâi, și pentru faptul că la unele celebrări, sau cred că la toate, a fost mai în față decât... Tinerul a fost mai în față, delegația noastră din România, mai în față decât preoții. Deci, a fost un noroc foarte, foarte frumos.
Chiar la prima întâlnire în care Părintele Papa Francisc a venit, noi eram undeva în cealaltă parte a parcului Sinta Costera și în jumătate de oră, ceea ce este foarte puțin timp, ne-am grăbit așa de tare încât să putem să ajungem în locurile din, mai din față, pentru că aveam locurile noastre, dar era foarte multă lume și atunci ne-am dat, nu știu, simțeam și mai mult dorința asta să reușim să fim împreună cu ceilalți și ceea ce am putut observa chiar doar în primul instant când l-am întâlnit, l-am văzut, a fost dorința de a fi mai aproape, de a fi mai aproape de el. Și un moment care m-a impresionat cel mai mult a fost Sfânta Liturghie de Încheiere. Acolo simt că am trăit cele mai puternice emoții, dar și oarecum, nu știu, Sfânta Liturghie a fost foarte, foarte frumoasă și mi-a retrezit credința. Stăteam în față și simțeam fiecare moment și era acea dorință de a fi în permanență și în viitor, la fel de intensă. Și faptul că va veni la Iași, ce crezi, ce vrei să le transmiți telespectatorilor noștri? Cum vezi această vizită sărbătoare pe care vom trăi împreună cu Papa și la noi, aici la Iași? Da, e ceva foarte frumos. Chiar ne-am întâlnit și cu episcopul din Oradea și vorbeam ce frumos că l-am întâlnit în Panama și îl vom putea reîntâlni în iunie și chiar în țara noastră și în orașul nostru, în Iași. Pentru mine este o ocazie de a putea fi acum primitor, de a primi toți tinerii din dieceza Iași, din țară și să ne adunăm împreună cu Papa. De asemenea, e frumos că e o oportunitate pentru toate vârstele și pentru toți, atât din zona rurală, cât și din oraș. Ne apropiem de finalul emisiunii. Da, sunt așa de frumoase aceste informații și sentimente pe care le împărtășiți. Aș vrea să mai amintesc un lucru. Un astfel de eveniment se face cu ajutorul voluntarilor, se implică tinerii. Știm că la sfârșitul întâlnirii mondiale, un loc special Papa dă întâlnirii cu voluntarii. Cum fac ei? Cum de acești tineri doresc să se implice într-un astfel de eveniment? Sunt tineri care, exact cum spunea acum Valeria, dacă vine, va veni Sfântul Părinte aici, e normal să fim primitori, e normal să ne implicăm și să punem umărul în sensul efectiv fizic, să muncim pentru ca cei care vin ca și pelerini să trăiască bine această sărbătoare. Ei, la un astfel de eveniment care este mondial, e clar că e nevoie de mii de voluntari. Și sunt tineri în lumea întreagă ce înțeleg lucrul acesta. E de ajuns să ne gândim că ei pleacă mai repede, cu o săptămână, dacă nu greșesc, înainte să înceapă eveniment. Sunt voluntari pe termen lung. Ei își plătesc drumul, ei își plătesc taxe de participare, deci nu sunt, încercăm să-i ajutăm cât reușim. Dar sunt tineri care sunt convinși că lucrurile extraordinare, frumoase, se fac punând împreună talentele lor, darurile pe care le-au primit de la Dumnezeu și efortul. Și tocmai de aceea Sfântul Părinte, la o astfel de întâlnire mondială a tineretului, înainte de ceremonia finală de pe aeroport, îi întâlnește pe voluntari. Și în Panama a insistat asupra a două aspecte, cât de important este angajarea tinerilor să se implice și doi să o facă cu generozitate. Ori asta e valabil pentru orice eveniment. Sunt convins, eu sper că, nu știu dacă s-a înscris, dar Valeria va fi voluntară s-a înscris la întâlnirea cu Sfântul Părinte. Ca voluntar e mult de muncă, nu poți să stai locului să privești doar pe Papa, va trebui să muncești, dar sunt tineri care sunt plini de generozitate pentru ca ceilalți să trăiască bine o astfel de întâlnire. Și acum ne spune deseori Papa să lăsăm acea canapea confortabilă, exact, și să ne ridicăm de pe ea și să ne implicăm, să fim activi în toate circumstanțele, nu doar în biserică, nu doar în acest cadru, dar și în viața noastră de fiecare zi. Cum spuneam, ne apropiem de finalul, suntem deja la finalul emisiunii Lumina Creștinului de astăzi, o ediție interesantă, plină de emoție. Am transmis diferite informații adevărate despre această zi mondială a tineretului de la Panama, dar și trăirile și aceste sentimente ale voastre.
Mă îndrept către telespectatorii noștri. Mulțumesc tuturor pentru că ați rămas alături de noi. Mulțumesc, Părinte Felix, Valeria, pentru aceste gânduri, sentimente și informații pe care ni le-ați oferit. Vouă, dragi telespectatori, vă dau întâlnire peste 2 săptămâni la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Până atunci, toate cele bune!